Nebuloasa Vulturului a fost descoperită în 1745. Extensiile sale în formă de degete sunt cunoscute sub numele de stâlpii creației, dar ele alcătuiesc doar o mică regiune din nebuloasă, cu o lățime de aproximativ 70 de ani lumină. Stâlpii creației sunt formațiuni de materie densă care nu a fost încă evaporată de radiația stelelor tinere locale. Totuși, asta se va întâmpla pe viitor.